imensă actriță și eminentă om de teatru, Lucia Sturza Bulandra vede lumina zilei la 25 august 1873 la Iași. Descendentă a extraordinarei familii de boieri români, Sturza, care are în panoplia sa domnitorii Moldovei, diplomați, oameni politici, scriitori și istorici. A vrut să devină profesoară, dar destinul a hotărât altfel. La numai 18 ani a urcat pe scena Teatrului Național, nu s-a speriat de un debut nu tocmai reușit și nici de excomunicarea familiei, intră la conservator ca eleva mare actrițe Aristița Romanescu și în 1901 se regăsește între angajații Teatrului Național. Îl întâlnește pe cel care avea să-i devină soț și partener teatral, Toni Bulandra, în 1911, jucând în pelicula Amor Fatal, nume predestinat. În 1947, Lucia Sturza Bulandra este numită directoarea Teatrului Municipal, post pe care îl va avea până la moartea sa în septembrie 1961. Este profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din București vreme de 30 de ani și printre elevii săi se numără nume ilustre ale teatrului românesc, precum Nicolae Bălsățeanu, George Calboreanu, Radu Berigan, Dina Cocea, Victor Rebenciuc, Aura Buzescu, Mihai Popescu, Fori Eterle, Alexandru Giugaru, Nineta Gusti. Câteva dintre creațiile sale în piese de Sardou, Ibsen, Schiller, Bernard Shaw, Oscar Wilde sau Gorky rămân ca repere formidabile ale artei interpretative românești. Vorbind despre Lucia Sturza Bulandra, marele regizor Sica Alexandrescu o numea o boieroaică a teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra.